Sinaxar. Astăzi, 12 decembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea cuviosului părintelui nostru Spiridon, făcătorul de minuni. Cuviosul părintele nostru Spiridon, făcătorul de minuni, a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare și a lui Constanție, fiul lui. Era simplu la purtări și smerit cu inima. La început a fost păstor de oi, apoi s-a însurat, iar după moartea soției a fost făcut episcop. Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor în așa măsură încât a fost numit făcător de minuni. În vreme de secetă a adus pe pământ ploaie și iarăși prin rugăciunea lui a oprit ploaia cea peste măsură. A pus capăt foametei puse la cale de vânzătorii de grâu, dărâmându-le hambarele în care țineau grâul. A prefăcut șarpele în aur și după ce a scăpat pe sărac de nevoie, a prefăcut iarăși aurul în șarpe. A oprit curgerile râurilor, a dat la iveală gândurile păcătoase ale unei desfrânate, care îndrăznise să se apropie de el și a făcut-o să-și mărturisească păcatul. A astupat prin puterea Sfântului Duh gura celor ce se semețeau cu știința lor la sinodul de la Nicea. O femeie a cerut o sumă de bani, ce o încredințase spre păstrare fiicei lui. Sfântul a întrebat pe fiica lui moartă mai demult unde a pus banii și, aflând de la ea unde erau ascunși, i-a dat stăpânei lor. A vindecat pe împăratul Constanție de boala de care suferea, a dat din nou viață copilului unei femei, a mustrat pe cel ce voia să ia din pricina lăcomiei o capră, fără să o plătească, și a făcut să fugă capra în ocol de la cel ce o trăgea cu sila. Iar după ce a numărat și prețul ei, capra a stat cu cele cumpărate. A vindecat muțenia unui diacon, căruia îi poruncise să spună o mică rugăciune pe vremea unei arșițe, iar el, pentru mărire de șartă, lungise rugăciunea și din pricina asta a muțise îndată. Odată slujitorii bisericii au aprins puține lumânări în biserică. Când Sfântul i-a ținut de rău, ei i-au răspuns că nu-i nimeni în biserică, așa că nu e nevoie de mai multă lumină. Dar Sfântul a luat mărturie din cer că avea privitor pe îngeri care cântau împreună cu el rugăciunile. Pe cine nu va uimi minunea izvorârii, pe neașteptate a undelemnului în candelă, când candela era să se stingă din lipsă de undelemn. Multora le-a prezis cele viitoare prin darul său cel dumnezeiesc al cunoașterii de mai dinainte a lucrurilor. Pe episcopul Trifilie, care trăia în petreceri și desfătări lumești, l-a povățuit și l-a îndemnat să dorească mai mult bunătățile cele viitoare. A certat și a dat morții pe o femeie ce căzuse în desfrânare și care nu voia să-și mărturisească păcatul, ci spunea că a făcut copilul cu bărbatul ei, că a rămas cu el însărcinată, deși acela murise de 11 luni. În timpul verii, când soarele dogorea capul Sfântului, era plin de rouă. Prin aceasta Dumnezeu arăta cinstea ce îi se va da. Că Sfântul era milostiv și îndurător, o arată întâmplarea cu cei ce au încercat să-i fure oile din turmă. Sfântul nu numai că a dezlegat pe hoții ce fuseseră înlănțuiți cu lanțuri nevăzute toată noaptea, dar le-a dat la plecare și un berbec ca să nu le fie în zadar privegherea cea de toată noaptea. O cărmuind, dar bine, turma încredințată lui s-a mutat ca să trăiască și să petreacă cu îngerii. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Sinet. Sfântul Mucenic Sinet a trăit pe vremea împăratului Aurelian. Sfântul acesta, făcut anagnost al Bisericii Romei de Sfântul Xist, a stat de vorbă cu împăratul Aurelian când împăratul se afla în Roma și aducea jertfe idolilor și i-a făgăduit în bătaie de joc că va jertfi și el idolilor. Când i s-a descoperit fățărnicia, a fost chinuit cumplit vreme îndelungată, apoi a fost închis în templul numit Panteon, de aici a fost scos și în cele din urmă i s-a tăiat capul. Tot într-o această zi, pomenirea celui dintre sfinți părintelui nostru, Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului, și pomenirea cuvioșilor părinților noștri, Amonata și Antu, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.